Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor Exprim TV. Vă invit să trecem în revistă principalele titluri ale zilei. Cât vrea să plătească hidroelectrica pentru asigurarea celor din directorat și Consiliul de Supraveghere? Cum arată topul asigurărilor Life la 9 luni? Și din plan extern aflăm că 81 de tornade produse în noiembrie în Statele Unite ale Americii au lăsat în urmă 8 morți și pagube asigurate de 1 miliard de dolari. Să vedem acum și știrile pe larg. Hidroelectrica are la dispoziție circa 100.000 de euro pentru asigurarea răspunderii manageriale a membrilor din directoratul său, precum și a celor din Consiliul de Supraveghere. Poliția va acoperi răspunderea civilă a acestora atât față de terți, cât și față de societate și angajații săi pe o perioadă de 12 luni. În primele 9 luni ale anului curent, un număr de 19 societăți de asigurare au raportat pentru Insurance Profile subscrieri pe segmentul asigurărilor de viață, valoarea totală pentru acestea fiind de aproximativ 284 de milioane de euro, aproximativ 20% din totalul pieței de asigurări, în scădere cu 1,2% față de perioada ianuarie-septembrie 2012. 65% din total au revenit asigurărilor de viață tradiționale, în vreme ce restul a fost completat de polițe unit-linked. Cele 81 de tornade care au afectat centrul Statelor Unite ale Americii luna trecută, dintre care două de categoria 4, au provocat 8 decese și pagube asigurate de circa 1 miliard de dolari. Deși este considerat un fenomen destul de rar, producerea unui număr atât de ridicat de tornade în noiembrie este considerată a 8-a catastrofă naturală din acest an, cu pagube de peste 1 miliard de dolari. Acestea au fost știrile zilei, nu încheiem însă ediția de astăzi, fără a vă invita să urmăriți de la 13:30 de minute o nouă emisiune Ora de Risc la Radio France International. Atât piața de asigurări cât și piața de leasing continuă să fie puternic afectate de scăderea pieței auto. În consecință, ambele domenii trebuie să se orienteze către diversificarea de portofoliu și de arii de activitate vizate. Despre aceste subiecte vor discuta astăzi Felix Daniliuc, General Manager Raiffeisen Leasing, și Sergiu Costache, președinte Media Exprim.